Bună ziua și aș dori foarte pe scurt să spun că ieri vicepremierul domnul Oprea, așa cum am anunțat și cum ați fost și dumneavoastră informați, a fost la Călăraș pentru a asigura coordonarea instituțiilor guvernamentale cu atribuții în ceea ce privește analizarea situației în urma exploziei de la Călăraș, ajutorarea persoanelor afectate de explozie și, repet, coordonarea activităților instituțiilor guvernamentale și locale. Vreau să mulțumesc atât vicepremierului, cât și prefectului, președintele Consiliului Județean, primarul, au fost toți prezenți, implicați acolo, pentru a fi îndepărtate consecințele atât cele asupra persoanelor, cât și asupra bunurilor produse în urma exploziei. Evident, cauza penală este în instrumentarea procurorilor și ei vor anunța concluziile finale, însă ceea ce era important, și anume luarea măsurilor pentru asigurarea celorlalte apartamente, pentru a garanta siguranța restului clădirii și astăzi urmează ca Distrigazul să decidă reluarea alimentării cu gaze pentru celelalte scări. Vreau doar să spun din nou că toate instituțiile, atât cele guvernamentale, cât și cele locale, sunt în dispozitiv și au făcut datoria și o vor face în continuare. Și vreau cu acest prilej, în păcate nefericit, dar să asigur faptul că pe toată durata sărbătorilor, până în ziua de 6 ianuarie, când se rea, sigur 30 este zi lucrătoare, dar până pe 6 ianuarie, când se rea la nivel normal activitatea tuturor instituțiilor guvernamentale, vom avea la guvern unul dintre vicepremieri, domnul Oprea, pe aceea domnul Dragnea, vor funcționa mai normal toate instituțiile care trebuie să intervină pentru situații de urgență și mesajul este acela că sperăm să putem să fim capabili să intervenim rapid, atât cu instituțiile guvernamentale, cât și, evident, cele locale, pentru îndepărtarea oricăror consecințe ale unor situații de acest gen. Vreau să-mi exprim condoleanțe pentru persoana decedată, să spun că ceilalți răniți se află sub îngrijire, că, evident, pe plan local se vor lua toate măsurile pentru sprijinirea familiilor care au avut de suferit, însă cel mai important este faptul că în acest moment, în urma rapoartelor tehnice ale instituțiilor, a rezultat faptul că oamenii din celelalte scări pot să își revină în locuințe și sper ca toate incidentele de acest gen din această perioadă să fie tratate cu aceeași seriozitate și aceeași eficiență de către instituțiile guvernamentale. Informarea pe care a făcut-o domnul viceprim-ministru, o să vă dau și dumneavoastră pentru detaliile tehnice. În rest, vreau să urez tuturor românilor o perioadă cu cât mai puține incidente de acest gen, cât mai puține accidente, cât mai puține necazuri, cât mai multă liniște. La mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de nume, este Sfântul Ștefan, și să sper că ne vedem anul viitor cu mai multe lucruri bune decât în 2013. Dacă aveți câteva... Stați un pic, stați să termin și eu ce am de spus, că așa e politicos. Dacă aveți întrebări pe această temă sau ceva care este urgent până ne revedem, ședința de guvern va fi pe data de 7 ianuarie, însă, repet, până atunci, unul dintre vicepremieri, vicepremierul Oprea, vicepremierul Dragnea, vor asigura în permanență coordonarea de aici, de la București, a activităților necesare instituțiilor guvernamentale. Vă rog, dacă aveți o întrebare, sunt gata să vă răspund. Chiar pe această temă, vreau să vă întreb dacă se face în paralel și o anchetă socială la Călăraș, dacă este nevoie ca guvernul să aloce bani în următoarea ședință de guvern. În mod sigur, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, vom aloca și noi bani, însă înțeleg de la domnul vicepremier că autoritățile locale, primăria, deja a luat decizia în acest sens și că ceea ce se poate face acum, în termen foarte scurt, se va face. Și de aceea spun încă o dată că mulțumesc prefectului, președintelui Consiliului Județean și primarului care au fost la fel de implicați ca și noi.
Vă rog. Având în vedere ancheta atâta procurorilor, dar și deficiențele în mod clar care au avut loc la District Gas, cei care au fost acolo înainte de deflagrație, există vreo posibilitate astfel încât și guvernul să intervine prin instituțiile pe care le coordonează, astfel încât să mai aibă loc cu o anchetă și să se ia măsuri, sancțiuni? În momentul în care este o anchetă penală, toată coordonarea aparține procurorului. Evident că toate instituțiile guvernamentale vor răspunde solicitărilor procurorului, vor pune la dispoziție date tehnice, însă decizia, evident, aparține magistratului la momentul finalizării anchetei. Vă rog, dacă mai e ceva urgent... E posibil, domnule prim-ministru, astăzi să nu se reia alimentarea cu gaze? Este o decizie a celor de la District Gas. Am discutat înainte să coborâm la dumneavoastră încă o dată. Sunt proceduri, dar în mod normal e vorba de celelalte scări, nu de scara afectată, evident, dar celelalte scări foarte probabil că în această după-amiază se realimentarea. Ceea ce era important este faptul că s-a asigurat de către poliție, de către celelalte autorități, faptul că nu... adică s-a asigurat zona și oamenii nu au de ce să se teamă pe această temă. Așa ne-au spus și nouă în urmă cu 10 minute. Sperăm să fie corectă informația, însă fiind o chestiune tehnică, nu putem să o decidem noi strict politic. Vă rog. Ați primit cumva date noi referitoare la structura de rezistență a clădirii? Sunt probleme sau mai așteptăm rezultatul expertizei? Rezultatul celor de la Inspectoratul General în Construcții este că oamenii din celelalte scări pot reveni în siguranță. Alexandru Moise, Mediafax. Vă rog. Ministru, aproape de fiecare dată când se întâmplă astfel de evenimente nefericite, se spune mirosea gaze mai dinainte, am anunțat la District Gas, au venit și n-au găsit nimic. Dacă se va constata că de vină a fost acel aparat sau, nu știu, angajații nu și-au făcut treaba, veți cere niște măsuri speciale și în momentul în care cetățenii o să se sizeze, că se simt, nu știu, emanații de gaze, să se ia măsuri mai... Spun încă o dată că în acest moment ancheta este sub coordonarea procurorului. Imediat ce avem concluziile de la procuror, evident că după aceea pot să spun ce se poate face în plus de către instituțiile guvernamentale. Însă, în acest moment, ce era important pentru noi era ajutorarea persoanelor care au avut de suferit și mai ales asigurarea securității, siguranța pentru cei din celelalte scări ale blocului. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar nu e un domeniu pe care îl stăpânesc foarte bine, cel al siguranței construcțiilor. De aceea vreau să vă dau nota întocmită de specialiști și cred că este mai relevantă decât răspunsul meu pe o temă foarte tehnică. Vă rog. Aveți informații în legătură cu acea persoană, cea mai grav rănită dintre toate, care e în comă indusă? Aveți informații suplimentare față de acum câteva ore, când starea era... Nu, și nu o să comunic eu informațiile, o să comunice instituțiile statului. Știu că este la Spitalul de Chirurgie Plastică Reparatorie din București și numai dânsii pot comunica. Vă rog. Permiteți, profit de urările noastre să vă întreb ce v-a adus dumneavoastră Moș Crăciun, că mi-aduc aminte încă de când erați procuror, de la primul interviu pe care l-ați dat, că spuneați că dumneavoastră credeți în Moș Crăciun. Păi cum să nu cred? Dacă n-aș crede eu, cum aș putea să-i convinc pe copiii mei că există? Mi-a adus câteva zile de foarte multă liniște și avea mare nevoie. La fel sper ca și zilele următoare să completeze această nevoie de odihnă, liniște alături de familie și le urez tuturor românilor să se bucure de aceste zile, pentru că din 6 ianuarie începem treaba din nou. Ieri a fost aniversarea domnului Udrea, spunea că au fost invitați și prieteni mai vechi și chiar domnul vicepremier Oprea se numără. Da. Potrivit declarațiilor sale printre prietenii vechi, ați fost invitați la aniversare? Eu n-am fost, dar domnul... Am fost invitat și fiți convins că dacă nu aveam, trebuia să mă numească, participa. Am stat la cădere. Da. Cu domnul Antonescu ați discutat de sărbători, v-ați urat... Sigur că da. Dar nu l-ați invitat și pe dumnealui la dumneavoastră, că am văzut poze doar cu liderul conservator. Dumneavoastră aveți o interpretare politică. Stați un pic, dați-mi voie că îmi plac interpretările politice de sărbători. Ieri au fost în vizită, au fost la fetița mea, copiii care, și evident, părinții copiilor. Deci de sărbători
Copiii decid programul. Da? V-am convins? N-are nicio conotație politică. Cine, cu cine e prietenă fica mea care are 6 ani? Nu are, n-are opțiuni politice, fica mea. Ne puteți spune unde pătăceți Revelionul? Tot aici, ca de obicei, în țară și nu la rea pe PS. Vreau să vă lămuresc că am văzut o altă chestie. Cu ce am trecut? Am trecut 3 unități ale rea pe PS-ului, una la Ministerul Apărării, una la SRI și una la culte. Vreau să fie foarte clar de ce. Sigur, nu înseamnă că o să opresc discuțiile politice. Pentru că nu am considerat că cele 3 unități trebuie să intre în programul de vânzare al REA pe PS-ului, adică să le vindem pe piața liberă către un privat, iar cele 2 instituții, e vorba de Ministerul Apărării și de SRI, pot să folosească cele 2 vile pentru pregătirea profesională. Altfel, cele 2 stăteau 360 de zile pe an goale, REA pe PS-ul cheltuia bani și REA pe PS-ul nu este agenție de turism. De aceea vreau să fie foarte clar, nu le-am luat că acolo se ducea președintele sau se ducea altcineva, nu asta m-a interesat, ci pur și simplu nu am vrut să fie vândute, cum sunt majoritatea celorlalte proprietăți ale REA pe PS-ului. Și atâta timp cât mai APN-ul și SRI-ul mi-au făcut solicitări, decât să cheltuie bani în alte părți, mai bine să nu mai să economisească și ele bani. Că și banii pentru aceste instituții militare tot de la buget vin. Asta înseamnă, sper că v-am lămurit. Asta înseamnă, iertați-mă, că președintele nu mai are acces și nu va mai petrece revelioanele acolo, așa cum cum să nu? Mulți nici ani. Vorba. Nu. Și președintele țării, oricum se va numi el, și orice reprezentat guvernamental, dacă anunță Ministerul Apărării Naționale, pe lângă faptul că e șeful armatei, însă anunță instituția respectivă și dacă nu există o altă activitate, și mă îndoiesc că există activități de pregătire de revelion, se poate merge. Nu asta era ideea. Ideea era că, așa cum știți, la REAPPS, în afară de un număr limitat de proprietăți, vreau ca toate celelalte să fie vândute. Nu mi se pare normal că REAPPS-ul în continuare să cheltuie atâția bani, până la urmă, publici, pentru a ține vile pe care nu le folosește nimeni sau le folosește cineva o dată pe an. Ori cele 2 facilități, cea de la Covazna și cea de la Olănești, am considerat că nu e bine să le vindem pur și simplu la oricine, ci să fie folosite de către 2 instituții serioase ale statului, care în mod sigur nu le vor vinde niciodată. La fel se va întâmpla și cu celelalte 8, pentru că din ce mi-aduc eu aminte, îți spuneați la un moment dat că vreți să păstrați undeva în jur de 10-12 da, vile de protocol. Tot ceea ce nu rămâne, o să rămână în mod sigur Neptunul, rămân în București, Lacul 1, 2 și 3, Vila Dante, știți foarte bine că a fost închiriată. Și bine am făcut. Că primim destui bani. Deci, în afară de vila Lacul 1, 2 și 3 pentru vizite de demnitari, și este Uzlina în Delta și cred că la Predeal. Sau Sinaia. Da. DNA v-au solicitat o ordonanță de urgență privind unele modificări, având în vedere problemele care vor apărea odată cu implementarea codului penal. În primul rând, știți bine că în vacanța Parlamentului nu se pot emite ordonanțe de urgență. 2. În măsura în care sunt necesare modificări la codul penal care va intra în vigoare la 1 februarie, poate fi adoptată o ordonanță de urgență numai și numai ultima săptămână din ianuarie, cu 5 zile înainte de 1 februarie. Ministrului Justiției am cerut, dacă are vreo modificare, să meargă și să aibă discuții foarte clare cu CSM-ul, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, cu Parchetul General, să traducă modificările, să le trimită la comisie, ca să nu mai apară discuții și interpretări. În măsura în care toată lumea este de acord, evident că vom adopta. Dacă nu este toată lumea de acord, nu adoptăm nimic prin ordonanță de urgență. Da? Vă mulțumesc! Sărbători liniștite!